Astăzi la Telematinal cunoaștem istoria transportului public din Chișinău, cum s-au mișcat lucrurile în timp, a văzut Alexandru Leacu. Am ajuns și în atelierul de creație al pictoriței Valentina Brâncoveanu, o artistă îndrăgostită de orașul vechi pe care îl ține minte din copilărie și l-a pictat pe timp de zi, dar și pe timp de noapte, atât pe soare cât și pe vreme ploioasă. Vorbim cu scriitoarea Alena Grati despre o carte frumoasă în care a adunat evocări despre Chișinău. Mai avem oaspeți dragi de peste Prut așteptați de cititorii de la noi. Discutăm cu scriitorul Dan Lungu despre campania Cartea Deschisă și despre plăcerea lecturilor în aceste timpuri grăbite. Dar și recomandări de evenimente pentru un sfârșit de săptămână relaxant și interesant. Tot astăzi aflăm de la Ana Kalinici, secretar de stat, informații despre un program de stagii plătite în serviciul public, inițiat de Guvernul Republicii Moldova și destinat tinerilor. Și vine în platoul nostru cu impresii despre Chișinău și festivalul Festis, Irina Budaradu, actriță la Teatrul Ion Desideriu Sârbu din Petroșani. Rămâneți aproape! E prea puțin să cânți de dor, mai mult e să împarți iubire și să le dărui tuturor căldură, crezi în împlinire. Aș vrea să cred că în viață, într-una, voi avea prieteni buni, îndrăgostiți de flori și stea, prieteni dragi cu care să mă întâlnesc în casa mea din Chișinăul strămoșesc. Ce frumos! Așa, poezie să ne spui frumoasă despre carte, da? Din ce citești? Este o carte, Chișinăul în literatură, și sunt foarte multe poezii dedicate Chișinăului. Această poezie este semnată de Nina Slutu Soroceanu, așa, născută în 1950. Și doi, o poezie scurtă, dar care cumva este bună pentru cei care vor să-și invite prietenii aici, în orașul Chișinău. Așa, tu ești originar din Chișinău, nu? Da, m-am născut. Așa, care sunt cele mai frumoase amintiri ale tale legate de Chișinău? Parcul din copilărie. Parcul de Îndrare. M-am născut, bine, m-am născut la spitalul numărul 1, care se află aici, prin apropierea centrului, dar am locuit cam toată viața la Buiucani. Știi foarte bine că Buiucanii sunt cei mai faini. Așa, și Râșcanii, la fel, toți sunt faini. Da, mulțumesc, dar nu sunt originară de acolo. Eu când am venit primii ani la Chișinău, mă salutam cu toți, spuneam bună ziua la toți oamenii de pe drum, bună ziua, da. Și nu mi-a răspundat nimeni și mergeam la mama și unii cred că te priveau așa strană, da, și spuneam, de ce nu-mi răspunde nimeni la bună ziua? Și mama mi-a spus: "Păi nu sunt obligați, aici în comună cumva toți se cunosc și e ceva un semn de respect." Da, acolo poți să le dai bună ziua, dar nu te supăra dacă nu ți răspund. Acum la blocuri, dacă sunteți, nu știu, 2-3 blocuri, puteți să dați bună ziua la oamenii din bloc. Da, așa e. E ca și cum am fi într-un sat. Ei, dar am crescut vis-a-vis de Parcul de Îndrară și pentru mine am și spus mai multe interviuri despre copilăria mea când vorbeam, e că a fost pentru mine și parc, a fost pentru mine și pădure, a fost pentru locurile mine și locurile preferate și... de întâlniri? Care sunt? De întâlniri, întâlniri la ce anume? Romantice, întâlnirile tot Parcul de Îndrară a fost. Parcul de și ăsta, Lacul Valea Morilor, la fel, acolo. Acolo, în apropiere de casă, să nu faci tu un efort să mergi undeva prin centru, pe la Botanica. Te știi cum, și e mai plăcut, e mai frumos, și pe timp de vară, și pe timp de iarnă, și pe timp de toamnă. Hai să apreciem și eforturile astrelor, pentru că au prezicerile astrale pentru ziua de astăzi. Da, e 13, nu? Dar vin vineri 13. Cu... Uite, nu m-aș fi gândit și nu m-aș fi dat seama că e vineri 13 dacă nu mi spuneai la început de emisiune. Acum stau așa, oarece deci negativ să poate să se întâmple. Nu da? Trebuie să spun. Dar nu trebuie te gândi la, la negativ. Gândește-te da, la că pozitiv. Eu știu că astrele au un horoscop bun pentru raci pentru ziua de astăzi. Da, este o zi excelentă pentru a lua decizii legate de un loc de muncă, dar și pentru a da dovadă de mai multă diplomație în relațiile cu șefii și colegii. Vorbim despre muncă la sfârșit de săptămână? Vorbim, pentru că este o zi de muncă, e abia începutul zilei și nu trebuie să ne relaxăm. Bine, hai să vedem. Nativii berbec pot intra în conflict din cauza sarcinilor la serviciu, așa. Dacă există unele supărări, este momentul să treceți peste ele și nu uitați să fiți diplomați. Așa, ușurel, ușurel, trecem frumos, cu calm, cu respirații, da, și cu zâmbetul pe buze. Taurii se pot concentra pe propria persoană, fie se eliberează de o relație nesănătoasă, fie vor fi mai romantici în relația de cuplu. Ia uzi, orice faceți azi, veți lua decizii bune. Aș fi ales a doua variantă în cazul lor. De ce? Nu? Dacă e o relație? Da, o relație, decât să... Bine, dar dacă omul se află într-o relație nesănătoasă și dacă vrea una sănătoasă, trebuie să scape de ea. Bine, și dacă scapă, bine. E o decizie bună. Bine, bine, hai să te asculte, asta este Taurii pe tine. Gemenii discută despre acte și bani, totuși astrele vă atenționează că nu este o zi bună pentru investiții. Nici luna, nici vinerea nu este zi bună pentru investiții. Da, mai ales că un pic cursul valutar acolo mai oscilează, ba scade, ba tot scade. Să-l spunem scade. Și telespectatorilor? Mai târziu un pic o să venim. L-am pregătit. L-ai pregătit. Da. Mai așteptăm, poate mai crește euro, știi? În cazul nativilor
Drac, urmează o zi excelentă pentru decizii privind serviciul. Dacă aveți nevoie de o aprobare, o semnătură sau un act important, astăzi le veți obține ușurel. Nu trebuie să vă gândiți că să ne complicăm astăzi cu act. E vineri 13, chiar să riscăm? Dar dacă astrele zic că putem să o facem, să o facem. Păi ești sceptic sau nu? Nu, nu. În privința la chestia asta, chiar nu am treabă pentru că nu am desemnat niciun act. Bine. În ajunul zilei orașului Chișinău facem o călătorie în trecut pentru a descoperi istoria transportului public și pentru a afla cum se circula pe străzile orașului în alte timpuri. Cât de mult a evoluat în acești ani domeniu, vedem în materialul realizat de colegul nostru, Alexandru Leacu. Atenție! Atenție, se deschid ușile reportajului. Toată lumea urcă la bord. În timp, transportul public din Chișinău s-a schimbat mult. Înainte vreme, oamenii nu aveau confortul pe care și l-ar fi dorit. Se mulțumeau cu ce era. Bună oară, niște vagoane trase de cai. El a fost dat în exploatare în anul 1889. Au fost în total două rute de vagon trase de cai. Prima rută făcea legătură între gara feroviară și Toma Ciorbu, circulând pe strada Ștefan cel Mare. Și a doua rută de la Universitatea de Stat, Pușkin, până la podul de la Circ. Cel mai greu lucru, cine îl făcea? Calul. El trăgea după dânsul trăsura aceasta cu 20 de locuri pe șezute și se urcau oameni mai mulți decât puteau să se așeze pe scaune și să manicai, trăgeau după dânsul această greutate mare. Niște ani mai târziu a fost dat în exploatare primul tramvai. A circulat începând cu anul 1913 până în anul 1961. La 15 mai 1961, ultimul tramvai a fost scos de pe ruta de pe străzile Chișinăului. Iar pe 12 octombrie 1949 la Chișinău au fost puse în circulație primele 6 troleibuze, care a fost adusă de la Moscova, troleibuzele MTB 682. Capacitatea de transportare a acestora era de 60 de călători. Zilnic circulau cu ele aproximativ 24.000 de pasageri. Peste o perioadă apăreau deja alte modele de troleibuze. În anul 1966 se dă în exploatare troleibuzele ZIU 5. Apoi în 59 se construiește parcul întâi de troleibuze pentru 100 de unități de troleibuze, dar în 66 se construiește parcul 2 de troleibuze pentru 150 troleibuze. Vedeți cât de repede se dezvoltă orașul și în 1986 se dă în exploatare troleibuzul ZIU 9, care deja aceste troleibuze au plecat în istorie, nu mai circulă pe străzile Chișinăului. Și apoi a fost troleibuzul IUMZ din Dnipropetrovsk și apoi troleibuzul Škoda din Cehia. Pe străzile Chișinăului circulă Škodile, ZIU 10, avem în exploatare troleibuzele AKSM, care a fost uzina producătoare din Belorusia, orașul Minsk, și apoi troleibuzele care au fost cumpărate din țările europene. Muzeul Regiei Transport Electric din Chișinău păstrează mai multe machete tematice. În primul rând, el nu avea amplificator. Pentru a face curbă, era nevoie ca șoferul să aibă mușchi buni ca să poată învârti volanul și să întoarcă troleibuzul. ZIU 5, de cum vedem că geamurile sunt mai mari cât pentru șofer, atât și pentru călători. La aceste două modele de troleibuze apar pernele de aer, ceea ce a îmbunătățit amortizarea. Când au proiectat troleibuzul ZIU 9, au hotărât să mai adauge o ușă la mijloc ca să îmbunătățească situația de îmbarcare și debarcare a călătorilor și totodată eficacitatea de folosire a salonului. În toate timpurile au existat și anumite probleme ce țin de transportul public. Numărul de troleibuze erau puțini, nu încăpeau, rămâneau oamenii în stații, nu încăpeau toți ca să marcă, mai ales în orele de vârf. Apoi, prin anii 70-80 undeva așa, numărul de troleibuze satisfăcea acel flux de călători care era necesar pentru oraș. La tramvaie și la primele troleibuze au fost taxatori.
taxatorii. Apoi a fost pus primul aparat de casă care a înlocuit taxatorii în salonul troleibuzului. Iar acesta este un aparat de taxare care era instalat prin tramvaie prin anii 50. Aici se introduceau trei copeici, după care trebuia să rotești din această manetă ca să se elibereze numărul de bilete. Iar peste ani, acele aparate au fost înlocuite cu acestea puțin mai moderne. Aici se introducea moneda, se împingea de acest mâner, după care de aici se elibera biletul. Iar prin anii 70-80, pentru prima dată, au apărut la Chișinău astfel de compostoare. Aici se introducea biletul, după care se ridica această manetă în sus, după care biletul era marcat ca achitat. Apoi iarăși ne-am întors la taxatori. Prin anii 95, undeva vreo 25-26 de ani în urmă, ne-am întors înapoi, am inclus în statutul de funcții așa specialitate ca taxatorii și atunci au fost anulate aceste compostere. În prezent, în Chișinău funcționează 3 parcuri de troleibuze. În fiecare zi circulă aproximativ 320 de unități de transport și muncesc aproape 700 de taxatori și 50 controlori revizori. Zilnic, aproximativ 450.000 de călători iau troleibuz. Da, mi-ar fi plăcut să trăiesc în acele timpuri când tramvaiul era tras de cai. Da, tramvaiul. Ei, e frumos, e nostalgic. Doar prin cărți, doar prin fotografii putem vedea cum era Chișinăul cu tramvaiuri. Dar să știi că prin acele timpuri când încă existau acele aparate de capsare a tichetului. Ai prins timpurile astea? Să știi că eu nu le-am prins. Am în spatele meu niște anișori care mă fac bătrân cât de cât, știi? Da, le-am prins și e trebuia... E bine că ai prins timpuri frumoase, știi? Eu n-am apucat. Tu n-ai să mă crezi, dar am prins timpurile și când un bilet costa 25 de bani. 25 de bani. 25 de bani. Și acum e 6 lei, da? Acum e 6 lei, da. Deci îți dai seama cât de mult a evoluat prețul. Dau seama. Da, și aparatele sigur că au fost scoase cele de capsare și dacă nu le capsa la timp și venea evident un controlor de bilete și dacă nu erau capsate. Era mereu cetățean responsabil? Da, bine că până la 7 ani puteai să circuli gratis. Probabil și acum este valabil această lege, da, dar da. Pe urmă când am crescut după 7 ani, îmi plăcea foarte mult, aruncam 25 de bani așa frumos și circulam parcă aproape gratis. Așa este, acum deja putem achita și cu cardurile bancare, da, în troleibuze. Bine, o să trăim timpurile când vedem, poate circulăm și cu troleibuzele zburătoare, până metroul. Atunci cu metrou, poate. Cu bărcile. Cu bărcile, că sunt niște inițiative așa din partea unor oameni care se gândesc la Chișinău și la evoluția lui. Da, mai ales că suntem și în campanie electorală. Ai văzut acolo câteva secvențe vechi din anii 60. Am văzut clădirea Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, o clădire care a fost dată în exploatare prin 1950, dar este o clădire inițiată de Guvernul României în perioada interbelică și mulți actori sunt acolo care activează la momentul actual. Și o să vorbim în continuare despre o actriță care s-a născut într-o familie de oameni de știință, dar a ales actorii, a făcut școală la Chișinău și la București. Este laureata premiului Unitem pentru cea mai bună actriță în rol secundar, fiind nominalizată și la alte categorii. O perioadă a fost numită actrița marelui regizor român Andrei Șorban, de la care a învățat să-și păstreze liniștea interioară înainte de a intra în scenă. Vorbim despre actrița Ana Tkachenko, actrița Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, invitată ediție de această duminică a emisiunii Istoric cu Tâlc. Zic să urmărim câteva secvențe. Da. Dacă este cineva pe care m-aș supăra, aș fi doar eu. Pe nimeni altcineva. Tot ce mi se întâmplă este așa cum trebuie să se întâmple. Mama mea și tatăl meu pentru mine sunt exemplele de umanitate și de spiritualitate la care aș vrea să ajung. Când ți-ai pierdut entuziasmul, te duci și te reprofilezi. Când ți-ai pierdut entuziasmul, când ai uitat de visele tale, ori nu au fost visele adevărate, ori te duci și te reprofilezi. Dumnezeu este prezent în viața fiecărui om din clipa în care ne-am născut. Faza e alta. De câte ori ne-am îndepărtat noi de El? De câte ori ne-am îndepărtat noi de El? Și am reușit să ne reapropiem, pentru că... Mereu suntem așteptați să ne reapropiem de El.
Toți avem întâlnire cu Dumnezeu, unii prea târziu, din păcate. Lucrez cu asta în fiecare zi, să mă mulțumesc cu ceea ce am, să îmi dau seama că dacă vreau ceva, trebuie să înceapă totul de la mine. Și nu de la mine ca orgoliu, dar de la mine ca muncă. Vindeau frunze de dafin și alte chestiuțe minore, ca la 9 dimineața să vină acasă cu ceva bunișor și să ne asigure nouă un strict de existență. Niciodată nu i-am auzit certându-se pe chestii materiale. Atunci îți dai seama că valorile sunt altele și că am fost crescută cu alte valori. Un artist nu poate să iasă cu sufletul adormit în scenă. Un artist, chiar dacă nu are text în scenă, artistul trebuie să trăiască cu ochii și cu sufletul. Ceea ce credeam că m-a frânt pe moment, m-a făcut să înțeleg niște lucruri pe parcurs și m-a făcut să mă întărească și să pot spune la niște lucruri pe nume. Ce lucruri, de exemplu? Nu. Să spui nu. Să spun nu. Am învățat de la un preot foarte frumos și foarte mare, domnul Vlad Mihailă, părintele Vlad, că atunci când toată lumea îți condamnă alegerile și îți condamnă viața, doar prin iubire poți să salvezi un om. La 20 de ani, n-ai cum să te mândrești că ești frumos, pentru că o face vârsta pentru tine. La 40 de ani, să fii frumoasă este felul tău de a trăi și felul cum ai trăit până atunci. Plus, eu cred că omul se transformă în cum a trăit în timp. Cum a trăit. Exact. Totul se vede pe fața omului și relele și bunele pe care le-a făcut. Și sunt oameni care la 50 de ani sunt mai frumoși decât la 20 de ani pentru că așa i-au trăit. Da, Natal, ca de fiecare dată descoperi oameni frumoși. Da, oameni frumoși. Sigur că Ana Tkachenko a mai dat interviuri până la acest interviu și am încercat să deschidem niște uși noi. Așa. Sau cel puțin să le deschidem pe altele mai larg, dacă a vorbit în alte interviuri mai pe scurt despre anumite teme. În acest interviu mi-am propus să pătrundem așa în sufletul. Tu ai mai făcut interviuri cu ea? Da, am mai făcut, da. Am făcut așa mai scurtuțe, de vreo 10 minute. Mm-hmm. Da. Și culmea că după ce am făcut acel interviu de 10 minute, atunci mi-a descoperit faptul că a avut ocazia să lucreze cu marele Andrei Șerban. Așa. Da, regizorul din România, care a avut și montări în toată lumea, inclusiv și în Statele Unite ale Americii, a lucrat cu oameni mari. Și uite că și Ana Tkachenko a trecut pe mâinile acestui mare regizor, a învățat foarte multe lucruri importante despre teatru și mai țin legătură, sunt prieteni și poate și pe viitor au să colaboreze. Așa, tu văd că ești norocos pentru că îți permiți să descoperi actorii așa, cu toate ușile deschise. Da, nu știu. Este concurență între voi actorii. Nu e concurență. Nu e concurență. Dar dacă e o concurență, e o concurență plăcută, cel puțin la mine, cu ceilalți colegi de breaslă. Adecvată, educată, da? Ei, dar câteodată așa, suntem sceptice cu privire la anumite premiere, la anumite spectacole, la reușita unui spectacol. Este o mare plăcere atunci când noi dăm zero sau o notă foarte mică pentru un spectacol și când premiera vedem că este foarte apreciată de către public. Aha, feedback-ul public lui contează, da, nu? Sigur, a, așa. Păi, iată, actorii sunt sceptici, da? Câteodată. Astăzi pot să sărbătorească, că e ziua lor. Da, dar nu este un lucru rău, câteodată. Așa este. Ziua internațională a scepticilor este marcată astăzi, 13 octombrie. Termenul sceptic provine de la cuvântul grecesc skepis, care înseamnă investigație. Scepticii din antichitate erau, de fapt, alăturați unei școli filosofice al cărui scop fundamental era o viață fără vreo credință. Scepticismul este o atitudine față de aspecte ale realității, informațiilor, afirmațiilor altora, indiferent dacă este de ordin filosofic, religios sau științific. Da. Această atitudine a permis omenirii și înțelegerii noastre asupra lumii să evolueze. Scepticismul vă poate încuraja să evaluați în mod critic argumentele și informațiile prezentate, ceea ce poate duce la luarea unor decizii mai informate. Ei, uite așa.
Pentru că scepticismul vă ajută să nu luați decizii pripită, ci să analizați mai detaliat situațiile sau propunerile înainte de a acționa. E bine să fiți sceptic. Da, este și o piesă celebră care a fost montată și este montată și la noi. Există probabil 12 oameni furioși la teatrul Luceafăru din Chișinău. Păi acolo s-au adunat 12 oameni să decide soarta unui băițel. Și din start era cine este pentru că băiatul este vinovat. Și erau sigur că toți au să ridice mâna. Și 11 mâini au ridicat pro-vinovat. Și unul era sceptic. Și doar unul, da, și a zis, dar care este argumentul? Nu am niciun argument, dar hai să discutăm. Și uite așa, două ore până la urmă l-au declarat nevinovat băițel. Așa, e bine că datorită scepticilor avem foarte multe descoperiri, nu? Da. Dacă nu erau, și apropo, ziua scepticilor a fost creată tot de un sceptic, pentru că se spune că nu știa pe care dată să o pună, pentru că nu avea destule argumente și se sărbătorește, se marchează, de fapt, pe 13 octombrie, dar și pe 13 ianuarie. Da, așa că ne mai reîntâlnim cu scepticii. Da, da, da. În 1925 se naște Margaret Thatcher, prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al Regatului Unit, marcând o schimbare semnificativă în istoria politică a țării. Supranumită Doamna de Fier, a deținut funcția de prim-ministru al Regatului Unit timp de 11 ani. Era o mare admiratoare a lui Ludwig van Beethoven și a folosit adesea simfoniile acestuia pentru a-și găsi determinarea în politică. Era cunoscută pentru discursurile ei pătrunzătoare și folosea deseori jocuri de cuvinte. Un exemplu notor este afirmația "The lady's not for turning", doamna nu se întoarce, în traducerea ar fi, prin care a subliniat hotărârea ei fermă. Se spune că Margaret Thatcher savura uneori un pahar de whisky dimineața și a fost fotografiată purtând un fular de lână pe post de top, instituind astfel o tendință vestimentară neordinară. Da, n-am știut că această tendință a venit de la ea. Da, uite așa, o personalitate plină de verticalitate și un exemplu pentru cei care sunt sceptici și nehotărâți în privințele lor. Și apropo, înainte să intre în politică, lucra ca chimist într-o companie și se spune că datorită ei acum mâncăm înghețată din conuri pentru că a descoperit un fel de formulă care ajută înghețata să se țină în formă. A, să se țină? Da, da. Aveam și eu, deja ca sceptic, aveam un argument. Conurile au fost înghețate mult mai devreme. În 1858 se naște Tache Ionescu, om politic, avocat și ziarist. În cariera sa politică a fost ministru al instituțiilor publice și cultelor, ministru de finanțe, ministru de externe și președinte al Consiliului de Miniștri. S-a remarcat prin calitățile sale oratorice, căpătându-și în epoca porecla de techiță gură de aur. De activitatea sa, se spune, de externe, leagă semnarea păcii de la București în 1913, la sfârșitul celui de-al doilea război balcanic, precum și punerea bazelor micii înțelegeri în 1921. A fost un sprijinitor activ al luptei pentru unitatea națională a românilor din afara granițelor, militând în același timp pentru respectarea drepturilor minorităților naționale. Da, e plină cu evenimente această zi, cu evenimente istorice, cu oameni care au s-au născut pe această cale. Îi felicităm pe cei care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Vine 13, dar este un motiv de sărbătoare. Da, nu fim superstițioși. Îndulcesc această superstiție, o alungă, uite așa, cu sărbătoarele pe care le au în viața lor. Așa, este astăzi, vom vorbi și despre oportunitățile pentru tineri. Da, programul de stagii plătite în serviciul public din Republica Moldova are drept misiunea de a susține și de a implica studenții și absolvenții performanți în acest domeniu. Absolvenții programului de stagiu au posibilitatea de a alege cariera în sectorul public, în timp ce pentru alții experiența va fi utilă în orientarea spre alte domenii. Cred că oamenii au devenit curioși și aflăm detalii despre înscriere și obiectivele programului în această dimineață de la Ana Calinici, secretar de stat. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Bine ați venit! Mersi! Să ne spuneți pentru început ce a motivat crearea acestui program. Sunt mulți tineri care vor să se înscrie, să lucreze în sectorul public. Avem foarte mulți tineri, de fapt, deja în serviciul public, de aia ziceam și tinerilor cu care m-am întâlnit în ultima vreme, ziceam, veniți în serviciul public pentru că veți întâlni oameni ca voi, sunt mulți tineri în serviciul public și vă va fi interesant să veniți să lucrați. Totodată avem nevoie de mai mulți tineri pentru că avem și funcții vacante, dar avem și foarte mult de lucru pentru a atinge scopul integrării europene în 2030. Agenda este plină și noi suntem siguri că avem nevoie de mai mulți tineri cu multă energie și dedicație, iar noi din partea noastră suntem deschiși să asigurăm o integrare bună în serviciul public, să facem stagiile interesante și lucru în serviciul public la fel interesant. Avem pentru aceasta mai multe planuri, dar vă voi spune pe parcurs. Așa. Da, ne dăm seama că obiectivul este suplinirea acestor locuri vacante și familiarizarea tinerilor cu oportunitățile pe care le au în acest sector. Să ne vorbiți un pic despre ce criterii sunt urmărite la viitorii angajați. Criteriile sunt minime.
am vrut să fim deschiși pentru toată lumea. Deci e nevoie ca tânărul să fie doar să aibă vârstă între 18 și 29 de ani, deci țintește atât absolvenții de liceu, cât și studenții, cât și cei care au absolvit deja studiile superioare. Este un cerc foarte larg, doar trebuia să nu fi fost cumva deja angajat în serviciul public, adică dacă te-ai angajat în serviciul public, probabil deja urmărești o carieră. Și cam atât. Deci e nevoie de aplicat la stagii.gov.md până pe 16 octombrie și procedura este foarte simplu, chiar cred că ia doar 5 minute. Să completezi un formular, să anexezi diplomele dacă sunt diplome de studii superioare, dacă nu de liceu, și buletinul de identitate și după aceea ești chemat la interviu. Așa, și dacă tot vorbeam despre scepticism, știu că mulți studenți sunt sceptici atunci când vine vorba să se angajeze în sectorul public, pentru că spun că este foarte greu să ajungi acolo. Cum îi faceți pe ei să înțeleagă că de fapt este foarte simplu? Am introdus o excepție de la legea privind statutul funcționarului public pentru cei mai ambițioși stagiari, pentru ca ei să poată să se integreze mai ușor în serviciul public, fără concurs și fără perioadă de probă. Mm-hmm. Dacă completează un stagiu complet, este evaluat foarte bine și autoritatea vrea să-l țină acolo. De aceea este un program care atât urmărește ca tinerii să fie interesați, să se integreze mai ușor, să-și găsească calea cumva prin a acumula această experiență și a cunoaște ce înseamnă serviciul public, dar și pentru cei care cu adevărat le-a plăcut, vor să rămână în serviciul public, să le fie destul de ușor să se integreze, să treacă în full-time job. Integrarea însă și ține de oameni, da? Vrem să asigurăm că stagiarii care vin, da, au mentori care o să-i susțină pe tot parcursul și după aceea când vii în serviciul public, ești debutant, ești la început, la fel ai un mentor care îți explică toate procesele, te asistă, te susține să te integrezi bine în serviciul public. Este mult mai interesant acum probabil pentru mulți să vină, pentru că e o agendă plină de evenimente și avem acest scop de integrare europeană și agenda e foarte interesantă. Deci este foarte interesant și salariile au crescut în ultimul rând, cu 57% în mediu. Asta cât ar fi, dacă e să vorbim în cifre concrete de salariu? Pentru un consultant principal ar fi 16.000 și de lei, deci nu este puțin, este ok pentru început, deci cred că este destul de motivant. Uh-huh. Da, mai mult ca un potențial de a crește. Da, da? Și în carieră și în salariu. Exact. Salariul mereu este important, dar apropo, stagiile în serviciul public sunt și remunerate în premieră pentru Republica Moldova. Așa. Deci asta face o mare diferență față de stagiile care erau organizate ad hoc. Remunerarea nu este foarte mare, dar eu cred că este motivantă. 3.000 de lei se acordă în dependență de timpul efectiv desfășurat de stagiu, 3.000 de lei pe lună. Deci asta ar reuși să acopere unele cheltuieli ale stagiarului și cred că i-ar susține în această... Dar bănuiesc că sunt și tineri care vor veni din afara Chișinăului. Le vor fi cumva suplinite și anumite necesități, cum ar fi chiria, cazarea undeva sau masele? Nu neapărat, nu am prevăzut acest lucru. Pentru cei care sunt la Cămine sau deja sunt la Chișinău, pot să vină să aplice, însă noi am prevăzut deja pentru anul viitor să asigurăm acoperirea și în raioane, pentru că nu se desfășoară aceste stagii doar la Chișinău, deci sunt și instituțiile subordonate guvernului și ministerilor care au sucursale în raioane. Deci va fi mult mai accesibil. Anul acesta pilotăm acest program, aveam doar 39 de locuri, va fi foarte competitiv, dar și foarte interesant să testăm cum se va desfășura stagiul. Dar în perspectivă vrem într-adevăr să acoperim Republica și tinerii care doresc din regiuni să poată să aplice și să fie foarte accesibil pentru ei să vină la stagiu. Da, să ne spuneți și despre program, despre pozițiile și despre domeniile în care pot să se încadreze studenții care aplică la aceste burse. Da, instituțiile sunt diverse. Uh-huh. În acest an avem un cerc, vă ziceam, doar 39.
potențial este de a extinde cercul autorităților. În acest an puteți găsi funcții vacante, stagii la președinție, la Parlament avem poziții, la guvern, asta înseamnă ministere și cancelarea de stat. Domeniile sunt diverse, câte ministere, atâtea domenii sunt. Vreți și la energie, acum pe energie regenerabilă e foarte multă discuție. Dacă vă e interesant acest domeniu, vă duceți la energie. Dacă vă e interesantă reforma justiției, mergeți la Ministerul Justiției. Dacă vreți să vedeți cum au loc dezbaterele în Parlament și ce înseamnă o comisie parlamentară, puteți să mergeți la Parlament și la președinție. Este foarte interesant în direcția juridică. Mm-hmm. Pentru studenții de la drept, eu personal am absolvit dreptul și imaginez că imediat avea să aplic acest stagiu, pentru că e foarte interesant să vezi din interior cum se întâmplă lucrurile. Deci domeniile sunt foarte diverse și tânăr poate să aplice la mai multe poziții, să vadă unde câștigă concursul și să se integreze. Și nu doar atât, deci dacă participă o singură dată, da, după aceea, peste câțiva ani, poate să mai participă la un program, dacă dorește, deci maxim de două ori poți să participi la un stagiu, pentru că vedem cumva că ar putea un stagiar să încerce un domeniu, după aceea să încerce alt domeniu, pentru că tinerii vor să cunoască mai multe despre potențialul lor și să-și găsească calea. Ar fi un alt obiectiv și păstrarea tinerilor în Republica Moldova și nu plecarea lor dincolo de hotare? Absolut. Eu îmi amintesc când eram eu tânără absolventă și cum era de greu să-ți alegi o cale. De fapt, erau câțiva ani de căutări și îmi imaginez că foarte mulți tineri în această perioadă, de fapt, decid să plece. Și ne-am gândit că în acești ani în care ei vor să-și găsească calea, statul ar trebui să le ofere șansa să se integreze mult mai ușor, să-și găsească un loc de muncă mai ușor, mai ales că avem nevoie de ei, avem nevoie de acești tineri să vină în serviciu public, suntem deschiși, avem funcții vacante. Și da, ăsta ar fi un scop primar, într-adevăr, tinerii să vadă că este potențial de a crește și acasă și funcția publică poate fi interesantă. Nu este birocrație despre care se vorbește. Este un mediu în care este mult entuziasm, este multă activitate și poți să crești, într-adevăr, și crești foarte repede. Da, să înțelegem că este valabil programul și pentru cei care își fac studiile în străinătate. Sau doar cei care își fac studiile aici? Dar ce studii, de fapt, sunt eligibile? Sau trebuie să fie de la o anumită facultate? Nu. Cum e? Nu este neapărat nevoie. Nu. Dacă este aici fizic, poate să participe. Adică stagiul nu este online, dar dacă tânărul a absolvit o facultate peste hotare sau un liceu, poate să aplice cu siguranță, va fi acceptat în bază de concurs, doar că, da, este cu participare fizică, trebuie să se afle aici, în Republica Moldova. Așa. Ce așteptări sunt de la program? Chiar dacă locurile sunt acum mai mult așa ca un început, 36 sau cât? 39. 39. Au început aplicările deja, da? Da. Avem un număr deja destul de mare de aplicanți. Da. Uh-huh. Și ne bucurăm pentru că atunci când este competiție este și mai interesant și pentru noi. Așteptările sunt să vedem tineri entuziaști și tineri care să aplice la acest program și să participe activ în serviciu public. Și de partea noastră vrem să aflăm și noi mai multe despre tineri. Vrem să aflăm ce le este interesant, ce le-ar place lor să vadă în serviciul public. Poate modificăm ceva, poate facem serviciu public mai atractiv și pentru ei, ceva interesant, nou, putem să integrăm. Așteptarea este să fie interesant pentru ei, dar pentru aceasta ne depunem efort. Vrem să le organizăm instruiri, vrem să le organizăm activități interesante. Cum ziceam, avem și un mentor care va fi o persoană cu experiență, bine formată, care să-i ghideze. Vrem să le dăm și materialele necesare, pregătim un ghid în acest moment. Deci sper să le fie interesant și nouă, cu siguranță ne va fi interesant să-i întâlnim. 39 de locuri, deja aplicanți sunt mai mulți decât... Nu 40, 39. 39, așa, până pe ce dată? Până pe 16 octombrie, deci un weekend. Până luni. Se încheie. Luni inclusiv. Iată, luni inclusiv. De luni inclusiv, da. Luni inclusiv, deci, da, și nere în weekend, când aveți timp liber, 5 minute și puteți să aplicați. Dosarul. Da, încărcați dosarul pe stagii.gov.md, găsiți unde vreți să efectuați un stagiu și e foarte simplu, după aceea veți fi chemați la un interviu, foarte scurt, și veți putea să beneficiați de stagiu. Vă mulțumim mult și să fie cu roade. Curare frumoase. Și le urăm tuturor stagiarilor succes. Da. Mai bine.
Mersi. Da, și duminică, da, sâmbătă și duminică pot să pregătească dosarul, să-și pună CV-ul. De dimineață cel mai bine e să se trezească un pic mai devreme, dacă vor să ajungă și la activități și la evenimente. Da, așa este, pentru că avem foarte multe activități relaxante în acest weekend. Da, un remediu foarte bun pentru sănătatea noastră, că ne place așa să avem grijă de sănătatea noastră. Noi am selectat câteva evenimente care să vă creeze o stare de bine și să vă mai scoată din rutină. Să vedem care sunt ele. Pentru un sfârșit de săptămână cât mai frumos, avem recomandări de evenimente la care puteți merge cu familia sau prietenii și să vă încărcați cu energie bună. Pe 14 și 15 octombrie, de hramul orașului Chișinău, Gara Feroviară a anunțat că organizează plimbări cu monovagonul pe un itinerar special. Dacă până acum era necesar un grup mai mare pentru a rezerva o călătorie, de ziua orașului puteți merge cu familia sau prietenii într-un grup mai restrâns. Dacă îți dorești să petreci timpul distractiv și interactiv, iar pe lângă asta să câștigi și un premiu, Centrul de Tineret Botanica te invită să participi la 100 de tineri auziți. În cadrul concursului va trebui să ghicești răspunsurile corecte la întrebările care au fost adresate celor 100 de tineri. Echipa câștigătoare va primi un voucher în valoare de 500 de lei. Participarea este gratuită pentru toți tinerii. Sâmbătă și duminică va avea loc un eveniment deosebit la care veți trăi o experiență unică, educativă și culturală. La Grădina Botanică vor fi organizate tururi ghidate alături de angajații care au grijă de sere. Va fi organizată și o petrecere în seara de iarnă cu DJ, show de lumini și gustări. De asemenea, veți putea procura cele mai deosebite plante la târgul de ghivece și veți primi consultații gratuite din partea specialiștilor. La cinematograful Odeon va fi difuzat filmul Tunete, lungmetraj ce relatează drama localnicilor din satele de lângă terenurile minate rămase după războiul de pe Nistru din 1992. Întoarce urgent elicopterul înapoi. Lana, vaca mi-e scheme de sunet puternici. Nu mai este deșteptat într-o iopt teritoriu. Teatrul Național Eugen Ionesco prezintă spectacolul Peter Pan. Fie că sunteți copil, tânăr sau adult, acest spectacol este pentru toate vârstele. Vă veți bucura de momente de suspans, intrigă, dar și umor, într-o lume în care fantezia devine realitate. Dacă vă doriți o duminică memorabilă, puteți merge la Open Mic. Este locul unde poate veni și evolua cu un număr de stand-up orice doritor. Comedianții începători, dar și cei mai experimentați își testează astfel glumele ca ulterior să le prezinte în concerte mari. Pe 15 octombrie aveți minunata oportunitate de a trăi spiritul competiției, de a vă depăși și de a cunoaște o comunitate dedicată pasiunii pentru sport. Va avea loc Nister Cup Duathlon, care îmbină alergarea cu ciclismul. Este o provocare pentru cei care iubesc să-și testeze limitele și să trăiască experiențe intense. Un sfârșit de săptămână frumos să aveți! Da, să știi că am vrut să ajung în acest weekend la Tunete, dar nu mai erau bilete. Da, cu părere de rău. Da, poți să te duci la grădina zoologică. Da. Uite, dacă noi am zis că o să vorbim mai mult despre Chișinău, grădina zoologică din Chișinău este deschisă la 9 mai 1978. Așa. Și este unica din Republica Moldova și cuprinde peste 1000 de animale din diferite... Lei sunt? Lei sunt, sigur. N-am fost era, la grădina zoologică. Tare mi era neplăcut atunci când intram pe teritoriul grădinii și nu auzeam răcnetul leului, pentru că dacă nu se auzea, înseamnă că el doarme. Deci n-ai nicio șansă să-l vezi. Păi da, se știe că leul a fost dintotdeauna considerat regele junglei, doar sunetul emis de acesta stârnește groaza celorlalte animale, fiind cel mai periculos carnivor din lume. Dar, este un mic dar. Se pare că nu mai este așa. Din păcate, un studiu recent demonstrează că vocea umană le sperie pe animale mai mult decât sunetele fioroase emise de lei sau alte feline periculoase, iar specia noastră a devenit prădătorul suprem. Elefanții, rinocerii și girafele se tem acum mai mult de oameni decât de alți prădători, potrivit unei cercetări care susține că omul este superprădătorul planetei. Animalele sălbatice vor fugi și vor abandona sursele de apă cu 40% mai repede atunci când aud sunetul oamenilor care vorbesc. Potrivit oamenilor de știință care lucrează în Parcul Național din Africa de Sud, care găzduiește una dintre cele mai mari populații de lei rămase.
Fuga sau abandonarea sursei de apă a fost observată la 95% dintre specii, între care girafe, leoparzi, hiene, zebre, cudu, facocier și impala. Frica de oameni a depășit-o semnificativ pe cea a leilor din întreaga comunitate de mamifere din savană, se menționează în lucrarea publicată într-o revistă de specialitate. Cercetătorul Liana Zanet de la Universitatea Western Ontario din Canada spune că a fost surprinsă de reacția faunei sălbatice, precum și de numărul mare de specii afectate. În efectuarea studiului, cercetătorii au folosit sisteme ascunse de camere difuzoare lângă sursele de apă care se declanșau atunci când vreun animal se apropia. Ca locație pentru experiment au fost alese anume sursele de apă, deoarece anume aici, atât leii cât și vânătorii obișnuiesc să omoare prada. Cercetătorii au filmat reacții animalelor la diferite zgomote, cum ar fi ciole produse de niște oameni care vorbesc sau de lei care mârie. Sondajele din Australia, America de Nord, Europa și Asia au arătat că oamenii ucid prada cu o rată mai mare decât orice alt prădător, parțial datorită inventării armelor și vânăturilor cu câini, motiv pentru care, ca specie, am câștigat titlul de super prădător. Studiul subliniază modul în care conservarea dependentă de turism ar putea afecta populațiile de animale sălbatice, chiar și atunci când oamenii vorbesc în apropierea acestora, acest lucru ar putea avea efecte nerecunoscute anterior. Rezultatele acestei cercetări ridică o dilemă mai ales pentru zonele protejate africane, deoarece, deși turismul poate provoca perturbări, multe zone protejate se bazează anume pe turismul vieții sălbatice pentru finanțare. Da, istoria ne arată că omul, din păcate, nu a evoluat spre a fi mai tolerant, mai empatic cu toate viețuitoarele. Mai protectiv? Da, din păcate. Dacă înainte, în perioada antică, cumva vânatul era pentru necesitate, pentru supraviețuire, pentru existență. Și îmi place foarte mult acele secvențe din filmele despre indienii, amerindieni, mm-hmm. care atunci când vânau și cumva se rugau pentru suflet și mulțumeau sufletului că el pleacă acum în acea lume și îi oferă omului mâncarea. Da? Da, așa este, este un pericol. Da, bine. Noi o să ne străduim prin vocea noastră și prin informații, da, să mai schimbăm poate macazul oamenilor, să fie un pic mai empatici și nu strică câteodată să luăm o scurtă pauză, pentru că și pauze sunt bune pentru sănătate. Da, dar stați aproape. Da, revenim în ora a doua.